Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la Street Fighter 5, jocul care s-a lansat astăzi în mai puțin de câteva ore, dacă ții minte, nu mai contează. Bine ați venit la Street Fighter 5, joc care, pentru cei care nu știu, este un fighter destul de vechi, cu o istorie foarte, foarte mare și aparent jocul are și story mode, așa că o să facem story mode și probabil o să facem și niște, niște random matches, probabil. Așa că unele chestii să le controleze pe controller și unele chestii să le controleze pe tastatură. Gen, nu o să mă bată să mă folosesc de tastatură. Ok, hai să facem curiu. Pare fiecare... Oh. Ok, apare fiecare caracter are story mode, așa că o să facem de fiecare caracter story. Pentru cei care nu știu, Ryu are și o variantă malefică numită Evil Ryu. Dar ce cu animațele astea așa slabe, să zicem? Nu cred că au avut buget de ceva mai bun. Master. You were nearly consumed by the Satsui no Hado. By the way, what? I take it you're Ryu, yes? Yes. And you? I am Rashid of the Turbulent Wind, a hero of the wind who travels the world. Okay. Master. And why has a hero come here? Long story, I won't bore you with it. In any case, could I ask you for a favor? I would appreciate a match. I wish to test my mettle against you. Okay. Doamne, deci cine mă acesta? În pana mea, cream că alea de la Naruto Storm 4 sunt aiurea. Dar și astea sunt așa. Nope. The answer lies in the heart of battle. In the heart of the cards. You say that all the time. But master, it may eventually overwhelm. The heart of battle is not just to understand a point. Oh, aoleu, știu pe grasul ăsta din Street Fighter 4. If fear of yourself stays your feet, you won't find the answer. Of course, you don't need me to tell you that. Hey! Oh! If you're not up to fighting today... Understood. I'll fight. Finally, hai să și jucăm. Da, e puțin cam trist când jocul care arată atât de bine ajunge să devină o chestie de genul ăsta. Oh. Ah. Trebuie să am grijă la jocul ăsta că poți să pierzi foarte ușor viață. Oh, God. Shit. Ăla-i. Hai, numai câte o rundă, e perfect. De ce nu putea să fac așa? Animația era mai drăguță, cred. Nice. Luăm achievement-ul, băieți. I'm glad I was able to fight with you. Yeah, me too. See ya. Asta nu a fost o bătaie. Like him, I need to better understand this power. Then I believe you should seek out Ken. He has been very worried about you lately. Ooh. Yes. Ken. Sunt cred ce caractere mai sunt, adică astea sunt pe cele acele caractere pe care le știu deja. Ai uitat pe Ken. What the fuck, Ken și-a lăsat părul lung, ce dubios arată. The fist of destruction. I must find an answer. Something that doesn't lead to it. Okay. I can help you with that. No, o să las ne batem. This is gonna be fun. Come on, you. Sure, bro. Yeah. Let's do it. Let's fuck. Yeah. Break you. Break you. Stai. Așa. Ah, era. Ah.
Ale. Știu șo de ăsta, boss. Hadu! Ale, mă. Ha-ha! That wasn't too shabby. But I... Don't worry about it. Even if you lost yourself to the Satsuno Hado, I'd be here to take you and stop it. So relax. Mă uitam în dreapta, dar la Steam mă refer. Right. Da, sincer, sunt foarte dezamăgit de chestia asta. Ha? Oh, just the man I wanted to see. Tot pe Nash. Satsurino Haro is. Hey. The power no man should have. These powers are drawn to each other, as I expected. We're going to have a fight. I need to understand this power, to know its use and its limits. Damn. Deci Nash are aceeași putere cu Ryu până acum. For what lies ahead. Oh god. Nu știu ce a fost aia. Ah, am activat V-trigger-ul. Ăla era mai upgradat. Mamă, cât de tare a fost aia. Oh god, stai mă, trebuie să folosim și ăsta. Ala era. Wow, l-am băgat în autobuz. Mamă, ar fi ieșit niște animații așa grozave. Sunt curios dacă cumva se din greșeală că așa e day one și apoi urmează un patch de vreo 20 de giga cu animații și chestii. Te rog zi da. Dacă așa e jocul la lansare, atunci sunt dezamăgit, deși jocul în rest e grozav, dar chestia asta e groaznică. Yeah, no problem. That's it? Sau asta a fost doar un punct din cele patru? Oh, wow! Wow! E ca să fac un video pentru fiecare, pentru că sunt multe, așa putem face mai multe videouri, cred. Da, cred că putem face câte unul pentru fiecare. Dar da, mă gândesc, cam asta ar fi tot pentru prima parte din Street Fighter 5 Story Mode, după aceea o să facem și ceva mai ciudat, vedem noi. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe, data viitoare îl vedem pe Ken. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne vedem data viitoare. Pa, pa!